România încă nu a luat o decizie în ceea ce privește bateria Patriot pentru Ucraina. Se poartă negocieri atât cu aliații NATO, cât și în interiorul guvernului. Un răspuns final ar putea veni de la CSAT, pe care președintele Klaus Iohannis ar urma să-l convoace într-o ședință, însă nici în această privință, deocamdată, nu avem o dată exactă. Bianca Iacob urmărește subiectele și primul detalii. Bianca, unde se blochează aceste discuții? Bun găsit, Valentina. Aceste discuții, potrivit surselor Observator, să spunem că se blochează pe partea în care dăm acest sistem pentru Ucraina, în ce mod îl dăm. Dacă îl donăm pentru o perioadă, îl dislocăm pentru o perioadă de timp, ca să poată fi asigurată apărarea antiaeriană Ucrainei pe o perioadă de timp și, la schimb, primim de la aliați un alt sistem care să protejeze spațiul aerian al României, sau dacă îl dăm definitiv și atunci există un scenariu vehiculat acela că ne-am recuperat banii din ajutorul de 60 de miliarde care ar urma să fie deblocat pentru Ucraina și atunci să putem cumpăra altceva la schimb, pe care dintre bateriile dăm Ucrainei, pentru că avem una funcțională și operațională și celelalte urmează să fie operaționalizate cât de curând. Se poartă discuții pe toate liniile, inclusiv ministrul apărării a vorbit cu Austin Lloyd, șeful Pentagonului, în grupul cadrului de luptă NATO pentru Ucraina. A vorbit de altfel și președintele Klaus Iohannis cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky despre toate aceste lucruri. Așadar, sunt negocieri intense pe această modalitate. Dacă România cedează acest sistem, ce primește la schimb? Și care va fi perioada? Care sunt termenii în care acest sistem important pentru România de apărare antiaeriană este dat Ucrainei? Așteptăm această dată pentru convocarea Consiliului Suprem de Apărare a țării și vedem care va fi decizia până la urmă, în urma tuturor acestor negocieri care nu încetează absolut deloc, pentru că în aceste momente Ucraina are nevoie de apărare antiaeriană mai mult ca oricând ca să poată ține piept bombardamentelor din partea Rusiei. Valentin? Bianca, afli oriunde-i fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.